7 tineri au ajuns vineri în fața procurorilor DIICOT, suspectați de pornografie infantilă. 6 dintre aceștia sunt elevi ai liceului Ștefan Diaconescu Potcoava. La audiere a ajuns și directorul școlii, care, în ciuda faptului că a știut despre incident, a omis să anunțe atât organele de poliție cât și inspectoratul școlar. La urmare a acestui incident s-au luat imediat măsuri pe linia administrativă. Pe linia administrativă, tot Inspectoratul Școlar Județean Olt, Consiliul de Administrație, a luat decizia ca, începând de luni, doamna director să-și înceteze detașarea în interesul învățământului de pe funcția de director. Motivul unul destul de clar, lipsa de comunicare. Motivul principal a fost acela al lipsei de comunicare cu Inspectoratul Școlar Județean, mai ales că am înțeles că dânsa știa despre faptele regretabile ale elevei și ale celor care au distribuit materialele încă de marți. Și în fața reprezentanților inspectoratului, motivația directorului a fost aceeași. A considerat că este suficient ca familia să știe despre acest incident. Motivul principal, am plecat de la ideea, bun, materialul este produs în școală? Nu. Atunci eu am obligația să anunț familia, să știe ce face copilul în timpul liber. A fost o scăpare, să spunem, din partea mea, că în paralel cu plângerea mamei să facem și noi o plângere. În urma audierilor ce au avut loc vineri, minorii au fost puși în libertate până la definitivarea anchetei. Tot în libertate, dar sub control judiciar, cu interdicția de a părăsi țara, se află și tânărul de 21 de ani care a distribuit fotografiile fetei.